mergem spre unul din locurile pe care le pescuim, un loc care a și produs într-un final pește. O să vă arăt acum câteva detalii legate de folosirea sonarului, de cum am ales exact locul. O să vedeți cum arată un loc cu agățătură undeva într-o margine pe un canal. Locul cu pricina este acest copac care se poate vedea aici. O să fac o tură să vi-l arăt și pe sonar. Este un copac căzut. Coroana lui se află sub apă. Noi plantăm undeva în fața coroanei lui și încercăm să tragem pești inițial de la mal printr-o balama. O să vă arăt imediat în detaliu cum facem asta. Între timp o să încerc să trec cu barca peste coroana copacului, să vedeți exact la ce mă refer. Trebuie să-mi schimb un pic poziția. Asta este sonarul pe care îl folosesc. O să merg un pic cu spatele ca să pot să văd exact direcția. Linia roșie este fundul lacului. Apa are între 2,73 m, 2,90 m acum. Trecem ușor peste copac. Imediat sper să apară și pe ecranul sonarului. Da, deja ce vedem aici sunt crăcile copacului, este trunchiul copacului. Da, vă spuneam, este un copac aflat în întregime sub apă. Noi trebuie să plantăm undeva înaintea lui. De ce am ales canalul ăsta? Este canalul care face legătura între două golfuri mari, să spun așa, ale lacului. Și noi credem că peștii circulă pe marginea acestui canal atunci când ei schimbă locația, când își fac turul lacului, pentru că este bine știut faptul că aici pe Rainbow peștii înconjoară lacul, au un traseu bine stabilit. Bun, aici apa deja are 4 metri, cu toate că suntem foarte, foarte aproape de mal. Aici se poate vedea coroana unui alt copac, dar acest copac nu ne interesează, pentru că fizic nu am putea să scoatem un pește de aici dacă am avea trăsătură. Canalul începe cu apa adâncă de 2 metri jumate. Există o cădere, uitați pe această cădere, pe acest prag. Este plin de copaci, rădăcini, pe care într-un fel sau altul va trebui să le evităm. Ei bine, încă un prăguleț și mergem până pe partea cealaltă a canalului, unde există de asemenea niște copaci căzuți care teoretic oferă adăpost peștilor. Noi am stabilit să pescuim copacul de pe malul nostru. A produs pește, știam de locul ăsta, așa că am considerat că e bine să-l folosim. E un loc consacrat. O să încerc să trec acum cu sonarul iarăși peste copac. Este pragul pe care l-am văzut mai devreme, dar în sens invers. Acum urcăm pe prag. Tot ce se vede aici sunt agățături, crengi, și copacul nostru în sens invers de data asta. Copacul nostru în întregime. Asta deja este trunchiul. Sonarul pe care îl folosesc nu este un sonar scump. E un sonar care costă undeva în jurul la 1000 de lei. Dar este un sonar care își face treaba foarte, foarte bine și
Mă ajută extraordinar de mult atunci când pescuitul pe care îl facem este unul în agățătură. Asta este montura pe care o folosesc, un cârlig Kuro S4 de la Fox, un fir de 100 de livre pentru legat cârligele, un Snowman XXL de 16 mm cu pop-up cranberry de 14 mm, un clips pentru prun pierdut de la Fox, o agrafă rapidă aici pentru că îmi place să schimb repede forfatul în caz de nevoie, un plumb de 300 de grame. Aici este litcorul, este un Fox, culoare camuflaj, 45 de livre rezistență și o să încerc să vă arăt dacă se va vedea pe filmare aici pe tamburul mulinetei. Am 15 metri de înaintaș mono. Fox este un snag leader excelent. Aseară, în timpul unui drill, am reușit să smulg o rădăcină de copac. Peștele era agățat de acea rădăcină de copac. Am reușit să smulg rădăcina copacului și am scos și peștele. E vorba de un înaintaș de 0,60, culoare camuflaj. Aici e copacul nostru. I-am văzut crengile pe sonar încă o dată. De fiecare dată vreau să mă asigur că am poziția ideală oarecum. Încerc să caut poziția ideală. Nu vreau să plantez în crăcile copacului. Da, am să încerc să poziționez montura chiar sub la sfârșitul coronamentului. Sper că am reușit. O mână de bile și plecăm acum spre Balamaua de pe partea cealaltă a canalului. Vă spuneam mai devreme, pentru a scoate peștii din acest loc care este în lungul malului pe care noi suntem campați, am nevoie de o balama pe partea cealaltă a lacului, pe partea cealaltă a canalului, mă scuzați, pentru a avea un unghi bun și atunci când trag de lansetă să trag practic peștele, să le îndepărtez de la copac. Balamaua este formată dintr-o o gaică de sârmă, un cârlig de sârmă care este prins pe trunchiul unui copac vechi aici pe canal, la ieșirea din canal. Vântul nu mă ajută deloc, va trebui să mă întorc un pic. Ei bine, Balamaua este de fapt acest cârlig legat de acest pichet. Ei bine, eu voi trece firul pe acolo prin cârlig. Am reușit să trec firul prin cârlig și merg acum către mal, către locul unde voi poziționa lanseta. În momentul în care peștele trage, sesizăm trăsătura. Eu de la mal voi trage încercând să scot peștele, să îndepărtez peștele de copac. După aceea ne urcăm în barcă și încercăm să ne continuăm drill-ul în modul firesc. Locul pe care îl pescuim acum este plin de astfel de insulițe pe care le vedeți în imagini. Fiecare insuliță poate fi un potențial loc câștigător. Ei bine, noi am ales câteva locuri, unele din ele pe care le știam, despre altele aveam informații de la prieteni și cunoscuți. O parte din ele s-au dovedit productive, altele nu. Probabil că, nu știu, 10-15 lansete n-ar fi suficiente pentru a acoperi toate posibilitățile pe care locul de aici le oferă. Merg spre mal. Colegul meu, Mihai, mă așteaptă acolo, o să-i dau lanseta și așteptăm
așteptăm trăsăturile. Din păcate, partida asta n-a fost una cu foarte, foarte, foarte multe trăsături. Am prins, în schimb, niște pești foarte frumoși, demni de o expediție atât de departe de casă. Trebuie să trec pe sub fire pentru a ajunge la micul nostru debarcader aici. Sonarul cu geanta lui aici este bateria. Asta este o cange, are în capăt un cârlig foarte mare. Cârligul ăsta ne ajută să scoatem firele agățate în caz de nevoie. Aseară l-am folosit. Am avut un pește care s-a agățat în niște ramuri ale unui copac. Cangea asta este unul din accesoriile care mă ajută foarte mult atunci când pescuiesc plantat. Este din bucăți, din segmente de 1,5 m și cu ajutorul a 2 sau 3 sau 4 segmente în funcție de adâncimea apei reușesc să pipăi fundul, astfel aluminiu care nu are elasticitate și are o rezonanță destul de bună mă ajută să-mi dau seama exact de ceea ce avem pe substrat, fie că e vorba de nisip, pietriș, nămol, și de asemenea se pot simți foarte bine pragurile. Aici este trusa de barcă pe care o să vă prezint acum. Este o gentuță de plumbi de la Fox pe care eu am transformat-o. Avem aici litcor gata legat, cu tot cu clips, o cheie de 14 pentru că e foarte importantă dacă cumva din neatenție unul din fire este agățat de motor și intră la elice. O foarfecă, niște bandă izolieră, plumbi, monturi de rezervă gata făcute, o cutiuță cu accesorii, agrafe, vârteje, o montură veche, găsim aici și o mănușă din zale pentru situațiile în care firul trebuie rupt, trebuie smuls și nu putem face asta decât cu mâna protejată. Asta este o mănușă de zale importată în industria pescuitului de la măcelari. Este foarte, foarte interesantă și protejează mâinile de tăieturi. Aici am două găleți cu nadă, bile XXL CPK, diferite dimensiuni și forme. Vâslele bărcii, minciogul care este legat aici împreună cu vâslele, este legat cu o chingă elastică, în caz de nevoie imediat se poate elibera. Și asta este viziunea de ansamblu a locului pe care noi îl pescuim, un loc foarte interesant cu foarte, foarte, foarte multe variante. Mergem să plantăm o lansetă lângă un copac, Brazilian tree se numește copacul. Este un loc destul de bun, considerat destul de bun. O să plantăm și noi acolo să vedem exact cât de bun e locul. Sper să prindem un peștișor drăguț. Vedeți aici montura pe care o folosim, care sigur vi se pare ciudată. Este o montură cu 2 plumbi, 2 clipsuri de plumb pierdut, o bilă plutitoare. Ei bine, care este rolul acestui ansamblu? Primul plumb, un plumbișor mai mic, are 130 de grame,
El asigură înțeparea peștelui, după ce peștele se înțeapă, plumbul se pierde. Ei bine, cel de-al doilea plumb are două roluri. Primul dintre ele este să țină litcorul nostru lipit de fund, pentru ca peștii foarte suspicioși să nu-l observe pe cât posibil. Și cel de-al doilea rol este de a servi drept ancoră pentru pluta noastră. Pluta are rolul de a ține firul la suprafață, pentru că în zonă sunt foarte multe crăci ale acelui copac. Ei bine, montura noastră și litcorul vor sta lipite de substrat, nefiind foarte, foarte vizibile, sperăm noi, pentru pești, iar pluta, împreună cu plumbul de 350 de grame de lângă ea, vor ridica firul peste crăci și sperăm că astfel să avem șanse mult mai mari de a scoate peștele din agățătură de acolo. Important de spus este că ambii plumbi sunt prinși cu clipsuri de plumb pierdut, deci în momentul trăsăturii atât plumbul de lângă cârlig, cât și plumbul de deasupra se vor pierde, astfel drillul nostru o să fie făcut cu o montură fără plumb și ar trebui să fie mult mai ușor pentru noi să scoatem peștele. Ne îndreptăm către Brazilian Tree, așa cum se numește copacul. Chiar lângă copac o să se vadă când ajungem mai aproape o plută, este pluta vecinilor noștri care pescuiesc și ei pe cealaltă parte a acestui copac. Nu știu dacă vecinii au avut vreun pește de aici, cu siguranță și ei știu de locul ăsta, știu că e un loc bun pentru că deja îl pescuiesc. În jur de 20 de fițe aici. Da, suntem aproape de vechiul canal, da? De partea adâncă a lacului. Mergem spre copac, unde o să avem apă ceva mai mică. Pe sonar se vede profilul fundului, se văd și crengile copacilor. O să trebuiască să facem o întoarcere și tot timpul îmi place să ghidez barca cu spatele. Fiu cu spatele la obstacolul lângă care plantez. Și o să trebuiască să facem o întoarcere ocolind crengile de aici de prin apă. Deja suntem pe apă de 12-13 fiți. Asta înseamnă 4 metri. Bun, mergem lângă copac, încet lângă copac. Acum se văd niște crăci pe sonar, dar când o să ajungem aproape, o să vedem că este liber. Care e modalitatea de plantare a acestei monturi? Destul de simplu, primul plumb va ajunge pe substrat. Trebuie să ne îndepărtăm un pic. Primul plumb va ajunge pe substrat. O să simțim treaba asta. Facem și pe al doilea să ajungă acolo. Întindem montura și în principiu totul e gata. Plantat montura și acum urmează să înădim, ne îndepărtăm un pic. Avem aici boilesuri XXL. Diferența
diferite dimensiuni, un mix de semințe preparate care trebuie să se scurgă, să nu facem mizerie în barcă, și cam asta este. Plecăm acum. Acum o să mergem într-o direcție un pic nefirească, către malul de vis-a-vis, pentru că acolo este o plută legată de mal cu agraf rapidă. Este o balama. Este modalitatea prin care noi credem că vom putea scoate peștii perpendicular pe mal din copacul ăsta. Noi avem stand undeva în diagonală, deci dacă o să tragem direct va fi greu să-l scoatem. Am făcut o balama în malul de vis-a-vis, astfel când tragem de fir prin prisma acestei așa zise balamale, peștele va merge perpendicular pe mal. Procedura e simplă, noi ne urcăm în barcă, ținem firul tensionat, mergem spre pluta noastră, desfacem firul de acolo din agrafa rapidă, pe care o să o vedeți imediat, și ne continuăm drill-ul. Asta e pluta noastră, pluta legată de fir, o agrafă rapidă, firul este legat de un copac vis-a-vis, un fir textil, ca să nu aibă elongație. Practic noi o să facem un unghi dinspre copac, peștele va fi tras către malul acesta, îl scoatem din agățătură, noi fiind pe standul nostru, practic firul va veni de la standul nostru spre plută și face un unghi direct spre copac. Sperăm ca metoda să funcționeze, în trecut a funcționat. Da? Firul este prins în agrafă rapidă și noi acum îl întindem și mergem înapoi spre mal. Da, unde vom pune lanseta, sperând ca balama asta pe care am făcut-o să dea roade.